Salut! În filmulețul ăsta vreau să-ți arăt cum să faci două lucruri. În primul rând, cum să testezi Ubuntu. Cum să îl pui pe un CD sau pe o memorie USB și apoi să-l încarci pe calculatorul tău și să testezi, să vezi cam ce face, cam cum se mișcă, să vezi cam cum te obișnuiești cu el. Scenariul ăsta, doar testare, nu o să modifici nimic din ce ai pe calculator, nimic din ce este pe hard disk. Dacă o să decizi că este un sistem foarte bun și vrei să-l instalezi, ghidul ăsta, filmulețul ăsta, o să-ți arate în continuare cum să-ți instalezi pe calculator lângă sistemul Windows 7. Eu am acum un calculator virtual cu Windows 7. Folosesc o mașină virtuală pentru că mi-e mai ușor să filmez, dar în rest ar trebui să se întâmple același lucru și la tine. Bun. Deci, în primul rând, dacă vrei să testezi Ubuntu, ai nevoie de un CD și am făcut un filmuleț pe tema asta, cum să scrii Ubuntu pe un CD sau pe o memorie USB. Laptopurile astea micuțe, netbook-urile, am avut odată o problemă pe unul, nu mai țin de ce marcă era. Nu butează de pe, nu pornește efectiv sistemul de pe USB. Eu prefer să pun Ubuntu pe USB, dar unele nu pornesc de pe USB. Și pentru chestia asta o să ai nevoie ori de CD-ROM-ul calculatorului și să pui pe CD, ori de un CD-ROM extern. Există o grămadă de modele. Bagi o memorie, o interfață USB, mă rog, ai un CD-ROM, îl conectezi prin interfața USB și apoi bagi CD-ul cu Ubuntu, mă rog. Acum am să continui. Da, am uitat ceva. Pentru instalare, dacă vrei să-l instalezi, pe lângă chestia asta, o să ai nevoie și de spațiu liber, pe hard disk. Am făcut deja un filmuleț, o să apară acum o legătură sau ceva. Cum să modifici partițiile tale pentru a avea loc și pentru Ubuntu. Bun. Eu am să pornesc acum calculatorul meu virtual cu Windows 7, în care am băgat CD-ul cu Ubuntu. Acum o să buteze, o să pornească sistemul Ubuntu. Bun, acum că a apărut fereastra asta, am să selectez română. Nu văzusem. Încearcă Ubuntu. Dacă vreau să încerc sau să instalez, merg pe încearcă. Dacă vreau doar să-l instalez fără să-l testez, merg direct pe instalează. Deci vreau să încerc și apoi să instalez. Încearcă Ubuntu. Bun. În momentul ăsta a pornit Ubuntu și acum pot să-l testez. Poți să te conectezi în dreapta sus aici, ar trebui să apară iconița pentru rețea wireless sau rețea, mă rog, rețea cu fir. Și îți recomand să te conectezi întâi la rețea pentru a vedea. Ok, eu să deschid Firefox să văd cam și să intru pe net. Deci acum, în momentul ăsta, nu s-a făcut absolut nicio modificare pe calculatorul meu. Rulez Ubuntu de pe sursa externă, CD sau USB. Asta nu este interfața pe care o am în toate prezentările mele, pentru că, după cum vezi, tooltip-ul, imaginea asta micuță cu text care apare lângă, nu arată la fel ca cea din celelalte filmulețe. Este puțin mai simplă. Și asta înseamnă că folosește o altă interfață Ubuntu acum, o interfață foarte simplificată pentru că nu-mi vede placa video, pentru că nu l-am instalat. Adică asta nu este practic interfața complexă pe care o are Ubuntu, ci e doar una mult mai simplă, mă rog. Instalare Ubuntu. Rulez, vreau să-l instalez. Acum am hotărât să-l instalez după ce l-am testat. Și de aici încolo voi face modificări pe hard disk. Bun, instalează, selectez română, continuare. Bun. Acum trebuie să îndeplinesc trei condiții. Să am spațiu liber pe hard disk, să fie calculatorul conectat la rețeaua electrică. Am un laptop. Dacă nu aș fi conectat la rețeaua electrică, dacă aș fi pe baterie, mi-ar fi apărut căsuța asta nebifată.
Și conecta la internet, pentru că îmi va descărca niște componente. Bifez, descarcă actualizări în timpul instalării și mai bifez și căsuța asta. Ce face căsuța asta a doua? Îmi instalează anumite părți pe care Ubuntu nu le poate include din cauza licenței. Anumite componente, cum ar fi codecuri care sunt nelibere, sunt non-free și care încalcă licența. Și cum ar fi Flash. Nici Flash este non-free. Amândouă, și codecurile și Flash sunt gratuite, dar nu sunt programe libere, nu sunt free software. O să discut mai mult, probabil, în alt filmuleț despre ce este free software. Pentru o utilizare mai ușoară, bifează căsuța. Continuă. Bun, tip de instalare. Eu am să selectez altceva pentru că vreau să-ți explic puțin și cum funcționează partițiile. Aici. Bun, după, din cât te văd aici, am 4 partiții. Prima are 100 de mega, e de tip NTFS. Partiția asta este făcută de sistemul de operare Windows 7 când e instalată. Ea nu este afișată în My Computer, dar este făcută de Windows 7. A doua partiție, SDA2, este partiția cu C, cu sistemul de operare Windows. A treia partiție este partiția D, pe care am pus-o eu, mă rog, cu alte lucruri, filme și ce mai, pentru ce mai folosită în general partiția a doua. Și SDA5, ăsta, este a patra partiție, care reprezintă partiția pe care vreau eu să o șterg și pe care să instalez Ubuntu. E o partiție pe care am făcut-o într-un filmuleț anterior și practic spațiul meu liber unde vreau eu să-mi instalez Ubuntu. O să dau ștergere. Bun, și acum vreau să adaug partiții. În primul rând vreau să adaug partiția în care se instalează sistemul de operare. Asta este partiția slash. Aici o să am folosit ca sistem de fișiere ext4 cu jurnalizare, valoarea implicită. Și aici ce o să mai pun? Hai să pun... Ia cât. Dimensiunea partiției. O să am nevoie de ceva loc, pentru că o să mai fac și alte partiții. Deci partiția asta, denumită slash, este echivalentul sau root sau rădăcină, este echivalentul partiției C din Windows. Aici o să se instaleze sistemul de operare Linux. Asta este singura partiție din câte o să arăt acum în filmuleț. Este singura care este obligatorie. Trebuie să o faci. Ok, dacă vrei să-ți instalezi sistemul. Bun, am să mai fac încă o partiție, care este echivalentul partiției D, se numește slash home. Aici o să fie filme, muzică, descărcări și toate lucrurile astea. Okay, bun, ia să fac un mic calcul acum. Sper că am calculat bine. Partiția asta a doua, slash home, pe care am spus-o, este opțională. Deci nu trebuie neapărat să o faci, dacă vrei să ai partiții separate. În general, partiția slash home ar trebui să fie mai mare ca partiția slash, exact pe Windows, dar eu nu am spațiu disponibil. Și a mai rămas niște spațiu liber. Aici o să mai adaug încă o partiție numită partiție de swap, zonă de swap. Partiția asta swap o să-mi permită să trec calculatorul în hibernare. Iarăși o partiție opțională. Nu trebuie neapărat să o fac. Și trebuie să aibă dimensiunea memoriei RAM. Bun. Și acum eu vreau să am acces la partițiile astea două, la C-ul și D-ul din Windows. Așa că dau modifică. Partiția este de tip NTFS. Deci este NTFS aici, NTFS selectez și eu. Și aici o să pun ea, slash Windows, este prins Windows C. Înseamnă că e partiția C de Windows.
Nu bifez, formatează partiția. Ok. Chestia asta o să adauge practic o legătură, o referință. O să-i spună sistemul Linux, uite, în slash Windows C o să găsești partiția C din Windows. A doua partiție aici este partiția, tot așa, NTFS selectez, că și era tot NTFS, este slash Windows underscore D. Este partiția D. Iarăși, nu bifez, formatează partiția. Ok.